Neluța bunicuța, vă invită să-i ascultați povestea. Ha, 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 ha! Ei, iată că acum mi-aduc aminte de o întâmplare extrem de amuzantă pe care i-am povestit-o nepoatei mele într-un concediu pe care l-am făcut acum câțiva ani să sărbăm ziua mea de naștere. Această întâmplare a vieții tale, a făcut-o să-mi ceară să-i o povestesc de mai multe ori și a făcut-o să râdă în hohote de isprăvile tale, că de ai mai făcut și din astea câte o dată. Îți aduce aminte cum te duceai la munte cu Vali, soțul tău, Nicu și cră Crăcănel? Recla unui prieten care era atât de crăcănat, încât i-a stricat cizmele lui Vali de nu le-a mai recuperat, atât de rău erau stricat. Da, atunci când ați fost curajoși și v-ați cântări rucsacurile, ale băieților cântăreau 25-26 de kilograme, iar al tău cântărea 15 kilograme. Îți mai aduce aminte? Da, atunci când ați luat cu voi o grămadă de vase de aluminiu să gătiți pe munte, pirostrii, tuci, ați luat cartofi, ceapă, morcovi și alte legume, carne și alte alimente necesare pe toată perioada concediului. <gătători> da, așa este, ați luat și un carton de ouă, pe care Nicu îl pusese deasupra rucsacului și era extrem de atent să nu spargă ouăle. Da, ai, Dreptate, exact, ai dreptate. Atunci când a căzut în fund, însă a avut grijă să protejeze ouăle de fundul lui, uitase, pentru că asta era mâncarea voastră pentru câteva zile și nu voia să riște. Da, ai dreptate. Atunci când ați pus cortul în acea poieniță superbă de lângă cabana peștera, unde ați gătit, ați mâncat și chiar v-ați permis o sticlă cu vin cabernet. Apoi v-ați culcat toți în cortul de trei persoane, în care încăpeau lejer patru persoane, iar în cel de două persoane ați băgat tot bagajul. Da, atunci când tu l-ai rugat pe Vali să iasă cu tine afară, iar când ai văzut stelele pe care parcă le puteai atinge cu mâna, ei ai trezit pe toți să admire minunea. E, întâi au bombănit toți, așa sunt bărbații, apoi le-a plăcut atât de mult încât i-a prins dimineața povestind. Îmi plăcea de tine pentru că totdeauna tu erai conducătoarea grupului, tu erai cu organizarea, cu orientarea în timp și spațiu, tu făceai programul pe zile, traseul, totul trecea prin căpșorul tău. Nimeni nu comenta, toți se supuneau, ziceau că mai bine te făcea mama ta general de armată, că nu mișca nimeni în front. Da. Și în acea zi a fost la fel, mai puțin o întâmplare mai mult decât amuzantă. Ai hotărât să mergeți pe un anume traseu, care trecea pe lângă stâna, de unde a șerut lapte și nu a vrut ciobanul ăla zgârcit și morocă n-o să vă dea nici măcar o cană pentru tine, chiar dacă soțul tău i-a spus că ești însărcinată. După ce toți v-ați pus rucsacurile în spate, tu în fața grupului, cu mâna ridicată, ca la o ofensivă armată, le-ai striga peste umăr. După mine, băieți! Numai că la primul pas pe care l-ai făcut, cu piciorul drept înainte, piciorul ți s-a dus în noroiul bine camuflat de un strat de pământ uscat deasupra, până la coapsă. Erai atât de haioasă într-o rână cu ruxa cu în spate, un picior în noroi și celălalt deasupra, tot încercând să ieși din acel nămol crisos și urât mirositor, amestecul cu acela de urină de la oi și noroi. Era adorabilă. Oh, băieții erau pe jos de râs, iar tu Șocată de moment, îi bombăneai și îi înjurai că nu te mai scot odată de acolo. Ar trebui să tragă toți de tine să te scoată, pentru că în acela parcă te înghițea în interiorul pământului și nu reușeau să te scoată. Într-un final au reușit, au scos o pătură pe care au făcut-o ca un paravan circular să te poți schimba de tot ce era pe tine, deoarece... He, he, erai murdară până la desuri. Noroc că în apropiere curgea un pârâu unde ți-ai spălat totul, iar apoi ai împărțit fiecăruia câte un obiect pe care l-au agățat în țepușele din fier pe care le aveau la ei pentru făcut frigărui. Fluturau Adidas, blugi și una din bluze la fiecare dintre băieți, parcă erau niște steaguri la tine atârnau șosetele și jambierele legate de rucsac în locul cănilor de metal pe care le băgase înăuntru ruxacului. O bună bucată de drum, băieții râdeau și făceau glume pe seama ta, iar tu fierbei de furie că le-ai dat motive să râdă de tine. Cum te strigau ei, drăguții? Pe unde să mergem, domnule general? iar tu clocoteai și înjurai din toți rărunchii. Apoi ați montat corturile sub telecabina din bușteni. Ați făcut mâncare, ați mâncat, ați pus bancuri și într-un târziu v-ați culcat. Însă totul era mult prea simplu și ca de obicei, tu, tu ai găsit ceva suspect. Întâi ai auzit cum umblă cineva pe la vesel, Apoi ai auzit un fâșâit suspect și te-ai gândit că umblă cineva la cel de-al doilea cort. Întâi l-ai trezit pe Vali. Acesta a ascultat, a auzit și el aceleași lucruri și pe șoptite i-a trezit pe ceilalți băieți. Fiecare s-a înarmat cu câte ceva cu care să vă apărați în caz de nevoie. Unul cu o toporișcă de tăiat lemne, altul cu un briceag, altul cu o bâtă în care se sprijinea la drum și care nu știu cum de-a în cort. Iar tu erai observatorul general, te uitai prin gemulețul de la intrarea în cort. Ce vedeai? Vedeai la o distanță de vreo 200 de metri trei bărbați care vorbeau în fața unui bloc și deja te apucasei să faci scenariu în care acele persoane așteptau alte persoane care tocmai încercau să fure de la noi. Ai deschis încet fermoarul de la cort să nu audă coțul. Și ați început să ieși rând, Mai întâi Nicu, cu toporișca pregătită, apoi Crăcănel, cu băta lui, urma Vali cu briceagul său, după care urma să ieși și tu. La un moment dat, Nicu a observat un câine care lingea vesela, pe care de puturoși nu o spălasem după terminarea mesei de seară. Deci, una din enigme era rezolvată. Tu, care stădeai în cadrul ieșirii din cort, la un moment dat ai auzit același fâșâit pe care îl auzisei mai devreme și, dându-ți seama de unde venea, te-ai pus pe râs. Băieții îți făceau semn să taci, că au de huțu și fuge, însă tu nu aveai în plan să te oprești, așa că ai continuat să râzi în hohote și cu poftă. Când în sfârșit ai reușit să te oprești, pentru puțin timp le-ai spus de unde venea fâșitul, dar mai ales le-ai explicat de ce râdeai cu atâta poftă. Îți mai aduce aminte faza? Și mutrițele băieților la aflarea veștii că, de fapt, acel fâșit venea de la geaca de fâșa lui Crăcănel, care în anume momente fâșia într-un anume fel? Prima reacție a băieților a fost să-i apuce nervii, că iar i-am trezit din somn, după care i-a apucat și pe ei râsul. Și iată-vă în miez de noapte, râzând patru nebuni hohote, de i scos și pe alți vecini de cort afară să vadă ce s-a întâmplat. Niciunul dintre voi nu reușea să explice de ce râdeau cu atâta poftă. Și iată, încă o noapte petrecută în afara cortului, la povești vânătorești și bancuri de tot fel. Mai tu ești o mare figură, faci tu ce faci și nu lasă să treacă prea mult timp până nu-ți manifesti tu simțul umorului cumva. Găsești tu mereu ceva de zis sau de făcut, astfel încât să destinzi atmosfera. Apropo, te iubesc atât de mult pentru talentul tău de a spune bancuri sau de a povesti lucruri. Atât de mult cum nici nu ți poți imagina. Îți aduce aminte de colegii tăi de la IPCM? Cei cu care se formase acel colectiv care a participat la proiectarea Romba 111? Da, da, cei cu care lucrai la Pipera. În fiecare dimineață te așteptau cu cafeaua pregătită să le povestești tu filmul de seară de la Bulgari sau vreun alt film la care mergeai după terminarea programului de lucru. Își făceau toți cafeaua și se așezau în cerc, așteptând eroina principală, care erai tu. Te așezai și începeai povestea. Ferească Dumnezeu să fi fost un film romantic sau vreo dramă că toți plângeau de mama focului la povestirile tale, care erau cu lux de amănunte, cu detalii picante, cu considerații personale, chiar cu critici la adresa regizorului sau a actorilor. Apoi, dacă era vreo comedie, se știa că reușeai, cu hocotele de râs ale colegilor, să-l aduceți pe șeful vostru în birou să vadă ce se întâmplă. Apropo, toată viața ai fost extrem de critică și autocritică. Niciun amănun nu ți-a scăpat vreodată. Mereu ai avut tu ceva de criticat. E, te înțeleg, ești în zodia fecioare, însă te mai puteai și tu opri câteodată. Dar tu nici vorbă. Chiar mă mir că ai câțiva ani de când nu o mai faci și de cât ori. Încă nu ți-a trecut de tot, trebuie să recunoaștem. Da, înțeleg, totdeauna o fecioară critică constructiv pentru a-și ajuta aproapele să se corecteze. Însă tu tăiai în carne vie, nu iertai nimic, îi corectai pe toți, îi bombăneai până când simțeai tu că i-ai pus pe linia de plutire. Apoi îi lăsai în plata Domnului să-și continue viața. Să știi că asta nu mi-a plăcut la tine. De ce? Pentru că din această cauză ai avut o grămadă de persoane care nu au înțeles dorința ta și te-au urât din toată ființa lor. Și acum, pentru că toți suntem la ora adevărului suprem, mai este ceva care să ne fie iertat. Nu a fost pe placul celor din jur, care ți-au adus de multe ori nenumărate neplăceri. Da, scumpă! Da, așa este. Erai prea sinceră, mult prea sinceră. Oamenii nu suportă adevărul face to face. Ei vor să audă doar ce le face plăcere, iar adevărul nu este totdeauna plăcut. De aici o grămadă de oameni care te-au detestat, iar unii nu te-au iertat deloc pentru că ai avut tu să le spui adevărul privindu-i în ochi. Ei, dar să știi că e una te iubești și mai mult că nu ai ales minciuna în locul adevărului. Am o stimă și un respect deosebit că nu i-ai lăsat să strice caracterul, să strice felul tău personal de a fi. Felicitări puștoaicu! Ai făcut cum ai făcut și ai trăit după propriile tale reguli. Știi ce-ți propun? Având în vedere că această scrisoare este deja cam lungă, mă gândesc că ar fi cazul să ne oprim aici. Ce zici? Ești de acord? Hai, dacă va fi cazul, te voi lăuda sau te voi critica și în celelalte scrisori pe care intenționez să ți le scriu. Iar dacă va trebui să te cert sau să te critic, să liniștită. Acum sau atunci tot o voi face. Ok? Ne-am înțeles. Deci, ca o concluzie, îți mai spun încă o dată că te iubesc nespus, că te admir pentru toată viața ta de până acum, dar și pentru toate visele și planurile tale pe care știu în mod cert că le vei realiza. Observ la tine că nu există termenul nu se poate. La tine toate sunt cu pot orice, pot oricând și pot tot ce îmi doresc. Sunt deja împământenite, și nu există negociere, amânare sau renunțare la vreun vis, plan sau dorință. Nu, Doamne ferește! Ne vom reîntâlni, scumpa mea, pe curând.